Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cuvântul lui cel sfânt de care am putut cu toții să ne bucurăm în această zi, atât de dimineață cât și acum seara, zic să îl binecuvinteze Domnul pe fratele Tige, care a avut un cuvânt atât de deosebit. Și aș vrea cu toții să găsim plăcerea în legea și în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, însă nu doar în a-l auzi, ci și în a-l împlini în fiecare zi din viața noastră. Amin? Pentru momentele următoare vreau să citesc un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, tot din prima epistolă a lui Petru. Și dacă fratele Tige a citit din capitolul 2, haideți să continuăm cu capitolul 3, de unde am să citesc versetele 10 la 13. 1 Petru, capitolul 3, de la 10 la 13. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caută pacea și să o urmărească, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Amin. În ultima vreme am amintit deja de câteva ori din acel verset din 2 Timotei 3:1, unde spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și mai amintit și din alte versete, unde acele versete subliniau starea vremurilor în care trăim noi astăzi și în care am putut să vedem că, într-adevăr, vremurile devin tot mai grele, zilele și oamenii devin tot mai răi. Și Apostolul Pavel spune în Efeseni 5:16, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și dacă vom căuta în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, vom găsi astfel de descrieri a zilelor din urmă. Însă, în seara aceasta, nu vreau să vorbesc despre zile rele, pentru că ar fi un mesaj descurajator și un mesaj care ne-a înmuiat probabil inima. Însă, ce vreau să fac astăzi este să vorbesc despre zile bune, dragi frați și surori. Și mesajul îl intitulez: cum putem avea parte de zile bune? În ciuda faptului că noi trăim zilele din urmă și vremurile într-adevăr devin tot mai grele și zilele devin tot mai rele, uitați că totuși vine Apostolul Petru și ne spune aici în versetul 10 din acest text: cine își iubește viața și vrea să vadă zile bune. Deci este posibil, însă noi cu toții trebuie să facem ceva pentru aceasta, pentru că de noi depinde și atârnă cum arată viitorul nostru și cum arată zilele noastre pe care le avem încă de trăit pe pământul acesta. Și Dumnezeu face aceea frumoasă promisiune prin profetul Ieremia în capitolul 29:11, când spune: eu știu gândurile ce le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Viitorul nostru, dragi frați și surori, este în mâna Domnului, însă viitorul nostru depinde și de noi, de fiecare. Este proverbul acela care spune: cum îți așterni, așa dormi. Da? Și mesajul despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este despre ce trebuie noi să facem ca să avem parte de zile bune și de fericire. Și primul lucru pe care îl sublinează Apostolul Petru îl găsim chiar aici în versetul 10, unde spune: înfrânează-ți limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Această condiție este ceva foarte normal, însă este foarte importantă pentru cei care vor să aibă zile bune și zile fericite.
Și în Vechiul Testament noi găsim pasaje despre această temă, însă cel mai asemănător verset sau pasaj care îl găsim în, pe tema aceasta este Psalmul 34, versetul 12 la 14, unde spune David: cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Și dacă există în seara aceasta oameni din ăștia care vor să aibă parte de zile fericite, auziți atunci ce spune mai departe David în versetul 13. Fereșteți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Și mai departe spune și cum să facem, versetul 14. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Dragi fraților, nu este așa că noi dacă vrem să avem pace în familie, depinde acea pace și foarte mult de felul cum vorbim unii cu alții, de felul de ce vocabular folosim, nu? Ai spus un cuvânt greșit, probabil un cuvânt la nervi, la mânie sau la supărare. Ce s-a întâmplat cu pacea? S-a dus. Și nu s-a dus numai pacea, s-a dus întreaga zi. Nu mai este bună de nimic ziua aceea. Și știți ceva? Aceasta nu se aplică doar în familie, ci se aplică și aici în biserică, la locul de muncă, la școală, în societatea aceasta în care trăim. Deci contează foarte mult de felul cum vorbim, de vocabularul nostru, de starea pe care o avem în inimă când vorbim cu cei de lângă noi. Și Petru spune aici primul lucru: pune frâu sau înfrânează-ți limba atunci când vorbești. Și vă citesc și pe Iacov, fratele Domnului, în capitolul 1 cu 26, aici el spune: dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Deci, observați, dragi frați și surori, că este posibil și există posibilitatea ca să fii un om foarte religios, vii mereu la biserică, ești nelipsit, însă faci totul din rutină și din obișnuință. Dar în realitate tu te înșeli, te minți pe tine că ești bine, te minți că ești pocăit. Însă vorba noastră, când începem să vorbim, vorba noastră întotdeauna scoate la iveală cine suntem noi cu adevărat. Apoi vreau să vă spun că eu nu vreau să fiu religios, eu vreau să fiu credincios Domnului și pentru că sunt credincios Domnului, îmi voi înfrâna limba de la rău și îmi voi păzi buzele de cuvinte care înșeală. Amin? Apoi auziți ce mai spune David în Psalmul 39, în primele două versete. Aici spune: voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mult în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit. Adică David, el avea motive ca să vorbească, el avea motive ca să se plângă de starea și de situația în care era el. Însă cel rău era înaintea lui și aștepta cu ispita și cu amenințarea. Dar David, el a ales ca să nu rostească niciun cuvânt, a ales să tacă. Și de ce? Pentru că el nu a vrut să păcătuiască, nu a vrut să-l întristeze pe Dumnezeu. Și aici mi-aduc aminte de Ieremia care spune: mai bine să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că este greu, nu? Este greu să taci, mai ales în anumite situații, în anumite momente. Însă de câte ori și în câte situații, dragi frați și surori, în care ne-am aflat, în loc să tăcem, am vorbit la nervi, am vorbit la supărare și apoi după ce a trecut un pic de timp, ne-a părut rău că nu am tăcut și nu m-am făcut mai rău cu vorbele care le-am folosit la aceea supărare. Și ce zile au urmat apoi? Zile bune?
sau zile de supărare, de tristețe, nu mai am vorbit cu cei de lângă noi, cu soția, cu soțul, cu copiii. Asta înseamnă zile rele, dragi frați și surori. Pentru că zilele bune sunt condiționate de felul cum vorbim, când vorbim, când tăcem, când ne înfrânăm limba, de felul cum ne păzim buzele de cuvinte înșelătoare. Înfrânarea limbii înseamnă pace și armonie cu cei din casa noastră, pace și armonie cu toți cei de lângă noi. Vă mai citesc un verset din Proverbe 4:24, unde spune Solomon: izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclănia de pe buzele tale. Câte zile din viața noastră în familie, din viața noastră ca și biserică, au fost ruinate sau au fost zile rele din cauza aceasta, din cauza minciunii sau din cauza neadevărului, care a clătinat încrederea celor de lângă noi. Pentru că dacă vrem să avem parte de zile bune, cum zice Petru în textul nostru, atunci, în primul rând, noi trebuie să înțelegem că acestea sunt condiționate de noi, de fiecare de noi. Dacă vom ști când și cum să vorbim, când să tăcem, înfrânarea limbii și păzirea buzelor de cuvinte care fac rău. Pentru că Domnul ne-a dat aceste mădulare, dragi frați și surori, gura, limba și buzele cu un singur scop: ca să binecuvântăm, ca să vorbim frumos cu cei de lângă noi. Amin? Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu un viitor frumos, cu zile bune în viitor, cu zile fericite, dar în același timp și cu buze curate și cu o limbă care se înfrânează de la rău. Amin? Deci închei primul gând, sublinind încă o dată un lucru foarte important pe care spune Apostolul Petru în acest verset 10: cine își iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Doamne, pune frâu gurii noastre și dă-ne fiecăruia parte de zile bune. Amin. Apoi, în al doilea rând, în versetul 11, aici vedem ce mai ne spune Apostolul Petru, ce trebuie să facem noi ca să avem parte de acele zile bune. Și anume spune aici: depărtează-te de rău și fă binele. Deci este imposibil ca să avem parte de zile bune făcând răul. Răul acesta noi nu am trebuit să îl învățăm, pentru că noi am fost născut în el. Nu spune David așa în Psalmul 51:5: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zimislit mama mea? Același lucru spune și Apostolul Pavel în Roman 7:19. Auziți, binele pe care eu vreau să-l fac, nu îl fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Sau în versetul 21 spune mai departe: găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac bine, răul este lipit de mine. Răul acesta care trebuie să-l depărtăm de la noi, în el ne-am născut. Și cu anii care au trecut, noi am devenit tot mai experți în afacerea sau în practicarea lui. Însă dacă vrem să avem, dragi frați și surori, parte de zile bune în viitor, parte de fericire, spune Petru aici: depărtează-te de rău. Depărtează-te chiar de tot ce ți se pare rău. Dragi frați și surori, dacă v-am spus că vorbele noastre poate să ruinează liniștea și pacea dintre noi, la primul punct, cu cât mai mult lucrurile pe care le facem de multe ori, credeți că poate să strică pacea și armonia din casele noastre, din familia noastră, din biserica noastră? Și cred că este bine și foarte important și doar spre binele nostru ce scrie în cartea aceasta sfântă. Și în versetul 11 din textul acesta spune să ne depărtăm de rău și să facem binele. Și tot din Psalmul 34, din care am citit deja la
punctul anterior, spune același lucru. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Asta este dorința inimii lui Dumnezeu, ca să ne depărtăm cu toții de tot ce este rău, să nu mai facem nimănui rău, să nu mai fim răutăcioși cu cei de lângă noi. Ca un părinte care își avertizează copiii să se lasă de rele, să nu mai aibă anturaje rele și să se ferească de tot ce este rău. În 2 Cronici 7 cu 14 aici spune Dumnezeu: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va abate de la căile lui rele, îl voi ierta și îl voi asculta din ceruri, îi voi tămădui țara. Deci este atât de important pentru Dumnezeu ca poporul lui, ca noi, să ne abatem de la căile rele, de pe căile răutății. Și este atât de important încât El ne promite ca să ne asculte, să ne ierte și să ne dea vindecare. Într-un cuvânt legat de tema noastră, să ne dea zile bune și fericite. Acum, uitați, în versetul 11, aici Apostolul Petru nu spune să ne depărtăm doar de rău, ci el mai spune să facem și binele. Acum, desigur, pentru a face binele, noi trebuie să încetăm să facem răul. Pentru că amândouă, dragi frați și surori, nu putem să le facem și binele și răul. Este ca și cântarea aia care o cântam când eram copii. Da și nu, nu și da, nu le poți împerechea. Sau, cum spune Apostolul Pavel când întreabă în 2 Corinteni 6 cu 14, cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Nu poți astăzi să faci binele și mâine să înfăptuiești răul. Aici este vorba de o decizie care trebuie să o luăm, de o hotărâre, de astăzi mă depărtez de tot ce este rău. Nu vom mai înfăptui fapte rele. Mă voi depărta cât pot de mult de orice rău și mă atașez binelui. Tot Apostolul Pavel spune în Roman 12:9, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Psalmul 97:10 mai spune, urâți răul cei ce-L iubiți pe Domnul. Sunt multe versete, însă trebuie să le amintesc pe toate, pentru că ele sunt pline de putere și sunt convingătoare. Și eu de la mine ce să vă spun? Pentru că această carte îmi vorbește mie, vă vorbește dumneavoastră și împreună cu toți, dragi frați și surori, ne vom bucura de zile bune și fericite. Închei gândul acesta, dar vreau să vă mai citesc un cuvânt rostit de însuși Domnul prin profetul Isaia, capitolul 1, 16 la 17. Aici Domnul vorbește: spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Versetul 17. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Așa cum spune în Galateni 6 cu 10, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Amin? Și dacă vom face toate aceste lucruri, dragi frați și surori, spune Apostolul Petru aici că vom vedea zile bune. Vom vedea zile bune în casele noastre, vom vedea zile bune aici în Biserica Emanuel și vom vedea zile bune cu toți cei de lângă noi. Și Domnul să ne ajute, să ne dea putere, voința și înfăptuirea, să ne depărtăm de tot ce este rău și să facem bine tuturor oamenilor de lângă noi. Amin? Apoi, în al treilea și în al ultimul rând, tot din versetul 11 spune Petru aici să caută pacea și să o urmărească. Să caută pacea. Unde trebuie noi să căutăm pacea, dragi frați și surori? La magazine? Pacea nu putem cumpăra. Și de ce? Pentru că este mult prea scumpă. Nu există oameni sau bani pe acest pământ
destui ca să poți să cumperi pacea. Dacă priviți spre Ucraina, nu? Câte miliarde și sute de miliarde s-a trimis acolo? Vă întreb, s-a cumpărat pacea? Cât de scumpă este pacea? Cât de scumpă este pacea în familiile noastre? Cât de scumpă este pacea aici la noi în biserică, dragi frați și surori? Cât de repede putem să pierdem noi pacea din pricina că nu ne-am înfrânat limba sau din pricina unor fapte rele? Și apoi când am pierdut pacea, mă întreb, cât de greu este ca să regăsim sau să readucem pacea între noi, dragi frați și surori? De aceea ne spune Apostolul Petru aici, să căutăm pacea, dar atunci când o găsim, să o și urmărim. Evrei 12 cu 14 spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun că nu doar că nu îl vom vedea pe Dumnezeu dacă nu avem pacea aceasta, însă dacă nu avem pacea aceasta, nu vom avea nici parte de zile bune și de fericire. Caută pacea. Unde să o căutăm, dragi frați și surori? Vă aduceți aminte de cântarea veche care spune pace de plină în Iisus găsim? Sau Roman 5 cu 1, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Doar la El o găsim. De aceea venim aici la adunare, în prezența Lui, în prezența Celui care este Prinț al Păcii. Și El a zis, vă dau pacea mea, vă las pacea mea și eu nu vă dau așa cum vă dă lumea. Iov spune și el în capitolul 22 cu 21, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Pentru că acest Dumnezeu a spus că El are gânduri de pace și nu de nenorocire. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde, da? Vreau să vă dau zile bune în care să vă bucurați de această pace pe care vă dau. Vreau să vă dau armonie, vreau să vă dau unitate pe care o găsiți doar în pacea mea. Caută pacea și după ce ai găsit-o, urmărește pacea. Urmăriți pacea să nu o pierdeți, să nu vă fură cel rău. Această pace a lui Dumnezeu, pe care spune Pavel, care trece orice pricepere omenească, această pace, ea ne păzește inimile și gândurile noastre în Iisus Hristos. Coloseni 3 cu 15, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre. Această pace, dragi frați și surori, ne dă siguranță că noi ne aflăm în mâna ocrotitoare a Domnului. Această pace a lui Dumnezeu ne dă încrederea că viitorul nostru este binecuvântat și toate situațiile și toate greutățile vieții sunt doar trecătoare și de aceea noi vom avea zile bune. Această pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos va face din noi oameni după voia și după inima lui Dumnezeu. Va face din noi oameni puternici în credință. Și din pricina că avem această pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, vă spun că ne vom bucura cu toții de zile bune. Nu de duminici bune, de zile bune. În cursul săptămânii, în familiile noastre, la serviciu, la școală și cu toți cei de lângă noi. Pentru că de tine și de mine depinde lucrul acesta. Auziți Roman 12 cu 18 și apoi închei. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și zic ca Domnul să ne ajute pe toți să căutăm această pace, să urmărim această pace, să păstrăm această pace și să iubim mai mult ca orice această pace. Și atunci, dragi frați și surori, vă spun că vom avea zile bune ca și popor al lui Dumnezeu. Petru, deci, spune în versetul 10 și 11, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrânează limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare,
să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Și vă spun că dacă vom face toate aceste lucruri, dragi frați și surori, vom avea zile bune și aici, în viața aceasta pământească. Însă, pe noi ne așteaptă o viață eternă împreună cu Domnul nostru. Acolo vom intra într-o bună zi care nu se va sfârși și vom fi întotdeauna cu Domnul. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți să facem aceste lucruri de dragul acestei zile mari, care va veni și atunci vom fi cu toții împreună cu Domnul nostru. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.